experți în artă, în cultură, un tip de o calitate extraordinară, explica la italien, domne, tu mi-ai zici, eu nu înțeleg, domne, este singura pandemie, singura, cum vrei să-i spuneți, eu știu, virus care circulă, cu care se laudă lumea, domne, că nimeni nu se laudă dacă e bolnav de o măsea, de eu știu mai ce, de inimă, de alea, domne, tot se laudă, domne. Auzi mari, mari, așa zise nume, ca la noi. Popeasca, Ixuleasca, Jador, Mador. Domne, am făcut COVID. Domne, parcă ar fi făcut ceva pentru țară, domne. Așa, în halul ăsta s-a ajuns din punct de vedere, eu știu, al civilizației, al moralității, al maniere de a te prezenta în lume. Domne, a ajuns o boală să fie mijloc de prezentare și de lăudare personală a unor vietăți, că nu sunt... Eu nu mă laud, dar chiar sublinez că e mai mult decât o gripă sau răceală. Eu am pierdut ieri un prieten drag, a lăsat în urmă doi copii, nu a fost bolnav niciodată, n-a fost operat niciodată, nu a fost internat niciodată. S-a îmbolnăvit cu două săptămâni înaintea mea și ieri n-am mai putut să-l salveze, 48 de ani. Dragul meu, eu mă refer la faptul că... Orice om sănătos la cap nu se laudă că e bolnav. Asta o păstrezi în interiorul tău, că te vindești prin tăcere, prin liniște și printr-o luptă interioară. Bun, interior. Ne întoarcem la fotbal. Vreau să parcurgem rezultatele. Nu-i problemă, să parcurgem rezultatele. Ei sunt cei mai recenți bolnavi de COVID și se pare că dă și tulburări comportamentale, emoționale. Nu vreau să le constat. Rezultatele în această etapă, să ne aducem aminte de ele, pentru că primul meci a avut loc în urmă cu aproape o săptămână. Craiova a bătut-o pe UTA 2-0, apoi Viitorul doar 0-0 acasă cu Chindia, Astra Botoșan 1-1, Voluntarea a bătut-o pe Hermannstadt, derbiul FCSB-CFR s-a terminat cu o victorie categorică pentru FCSB 3-0, FC Argeș-Clinceni 1-1, victoria lui Poli Iași cu Dinamo și meciul de ieri dintre Sepsi și Gazmeta s-a terminat și el 1-1. Evident că începem discuția de la derbiul dintre FCSB și CFR. A fost o diferență imensă. Și cred că a fost o diferență inclusiv până în momentul în care Arlauschi se este eliminat. Pentru că, evident, altele au fost datele problemei 11 contra 10. Domnul Dinu, impresii despre meci 11 la 11 și apoi 11 contra 10 pentru FCSB. Plec de la o realitate foarte interesantă în ceea ce privește golaverajul acestor două echipe. Deci FCSB-ul are cele mai multe goluri marcate, iar CFR-ul cele mai puține primite, dacă nu mă înșel. Nu știu, ceva la 51-53 cu vreo 20 și ceva. Nu, 54 cu 21 are FCSB-ul și 41 cu 13 are CFR-ul. Mi-am notat, în mod normal, până acum, în ultimul timp, în ultimii ani, în perioada așa lui Dan Petrescu, campionatul, pot să spun că CFR-ul, campionatele le-a câștigat CFR-ul prin această siguranță a apărării, nu mai vreau să mai repet că apărarea câștigă campionate și, bineînțeles, printr-o anumită rigoare la fazele fixe din care a marcat majoritatea golurilor. De partea cealaltă, ai spus foarte bine, indiferent de eliminarea de minutul 41, dacă nu mă înșel, a lui Arlauschi, echipa care a zburdat pur și simplu, parcă printre niște cuburi de beton din punct de vedere al mobilității, în defensiva pe care a avut-o CFR-ul și o defensivă, dacă stăm să ne gândim, care a fost cam aceeași. Ei au pierdut niște jucători în ceea ce înseamnă atacul, adică mă refer la Costache, la Rondon, la Omrani, Debeliu. Apărarea a fost standard. Debeliu cam debil, cam debil așa la joc. În fine, Omrani, Fante de Côte d'Azur. De Ogor. Hai să dăm încolo de unde vine el, spre Coasa de Azur. În fine, glumim. Dar cert este că FCSB-ul a făcut din nou pe atac în formula pe care a aruncat-o în luptă cu Popescu, Tănase și cu Coman. Coman nu într-o dispoziție deosebită, dar cred eu că jucătorul cel mai pronunțat, care a contat mai mult ca altă dată, a fost Tomai Tănase în această partidă. Și bineînțeles Octavian Popescu, care este tipul care declanșează vizibilă diferența pe tabela de marcaj prin pătrunderile sale, pentru că și la eliminarea lui Arlauschi este cel care pleacă din partea dreaptă, dacă nu mă înșel, de lângă Camora, care e
căzut rău de tot. Asta da. Mai trebuie să-l mai aducem și în echipa națională. Că l-am adus în cel mai slab moment al lui din toate timpurile de când e în România. Exact așa a fost. Acum este, dați-mi voie să poate să exagerez puțin, este jalnic din punct de vedere defensiv. Pleacă de acolo, se duce pe zona centrală. În fine, are o inspirație Ovidiu Popescu, îi dă un pas lung și de acolo se rupe practic echilibru. Dar și până atunci, dacă stăm să ne gândim, în această partidă, cei care au avut ocazia au fost FCSB-ul, ca să nu mai spun că în repriza a doua, raportul este de 4-0, au ocazii clare din partea FCSB-ului, pe această mobilitate, tehnicitate de la mijloc și, bineînțeles, pe rigiditatea incontestabilă pe care o are defensiva, în accentuare defensiva CFR-ului. Punctual, vreau să discutăm despre niște jucători, dar Pandi, tot așa, impresii despre meci și dacă meciul poate fi defalcat în două, adică cât timp s-a jucat 11 la 11 sau pur și simplu diferența a fost și înainte de a fi eliminat la 11, chiar dacă era 0-0. A fost diferență, da? Una e să joci 10 la 11, una e 11 la 11. E clar că și în prima repriză FCSB-ul a fost mai bună, cu toate că în primele 30 de minute nici Coma, nici Tănase, nici chiar Octavian Popescu nu au făcut mare lucru. Singurii jucători care au adus echipa în fața porții CFR-ului au fost Olaru și Moruțan, care foarte rapid primeau anumite mingi de la șut în anumite momente, iar ei se duceau cu mingea spre poartă, dar cei trei în față n-au făcut mare lucru. Octavian Popescu nu face nimica până în minutul 30, când pleacă foarte inspirat, ia fața lui Camora, pasa aia de vreo 30 de metri a lui Ovidiu Popescu, care joacă fundaș stânga. Clar că în minutul 41 este moment important. Iar eu n-am înțeles schimbarea. Cred că acolo trebuie și o explicație, pentru că să scoți un jucător de la mijlocul terenului Itu, da, care de fapt îți dădea o siguranță acolo și să lași pe Carnat în față, care oricum mare lucru n-a făcut. Îmi aduc aminte de o fază în care l-au și certat și unul și altul, și Deacă într-o parte în partea dreaptă și Kipciu în partea stângă, când au scăpat ei 3 contra 2, iar el trage de pe centru porții pe lângă poartă, cred că. Adică mai indicat, mă gândesc că era în momentul ăla să iasă Carnat, rămâneai cu Deac și cu Kipciu acolo, dacă tot vroiai în față, cu doi jucători, și rămâneai cu mijlocul terenului, cu Itu acolo, adică să ai mai multă siguranță. Acolo mi s-a părut că a fost un moment, nu știu dacă gestionat chiar foarte bine. Repriza a doua a fost total diferită, FCSB-ul a jucat, dar nu numai că a jucat, a alergat cu o ușurință, a găsit tot timpul soluții și tot timpul a apărut cu un pas în fața celor de la CFR. A dominat, se poate spune că a încântat. Da. Ai perfectă dreptate, cei doi mijlocași creativi, Moruțan, Olaro, au contat foarte mult, dar trebuie să ținem cont și de faptul că și golul 2 și golul 3 sunt niște gafe mari defensive. Și primul gol, nu, să nu uităm de primul gol, da, când Kipciu primește mingea și Kipciu se întoarce spre poartă, calcă pe minge, nu știe ce să facă, adică spate, sunt niște momente. Dar să ne uităm la golul 2, acolo pe mine m-a lăsat așa masca atitudinea lui Camora. Camora urcă cu mingea. Camora urcă cu mingea, are mingea, pierde mingea, are un jucător în față. Ăsta e primul gol. Ăsta e primul gol, da. Uite aici ce se întâmplă. Rămâne mingea în spate, dar faptul că te întorci, faptul că încerci cu capul în pământ să faci anumite lucruri, deja este greșit. Dar Camora are mingea în partea stângă, dă o pasă greșită, după care să vedeți reacție. Eu n-am văzut așa, stă cu mâinile în cap până intre mingea în poartă. Da. N-am crezut că pot să văd așa ceva, de-aia spun. Camora este chemat la națională, l-am naturalizat în momentul cel mai slab din cariera aici. Lui. Ia uite-te aici. Deci ce e asta? Nu pot să cred că pot să văd așa ceva. Și uite-te Burcă și Vinicius, care crede că nu se întâmplă nimic. Acolo crede că nu se întâmplă nimic, vine Tănase și bagă piciorul și asta. Dar atitudinea asta, eu n-am văzut-o niciodată la Camora. Să stai cu mâinile în cap până are când intră mingea. Nu, dar să coboare. Dar nu are nicio treabă vârsta cu așa ceva. Da, corect. Adică să stai cu mâinile în cap. Asta e ceva din fotbal? Asta nu e din fotbal. Asta e... Deci... Ai rămas blocat. Da. Total. Eu cred că și până acum, probabil că așa sunt eu. Am fost ceva și apărător câțiva ani și sunt, așa cum spun de multe ori, pretențios. Deci Camora, după mine, nu a impresionat niciodată din punct de vedere pur al jocului defensiv. El de posedările le-a făcut de multe ori prin agresivitate
și înainte, ca să nu mai spun acum că este realmente, ce spuneai și tu, o umbră a unui apărător de care ar avea nevoie în banda stângă. De fapt, acolo FCSB-ul a zburdat pur și simplu. Mă întorc la Chipciu și mă gândesc că Dan Petrescu nu îl folosea. Nu știu dacă e un răspuns și ăsta la cum deși a jucat el. Deși a fost adus cu surle și trâmbițe. Păi da, mai ales că la un moment dat a existat o ciocnire între patron și Dan Petrescu, iar unul dintre motive a fost tocmai ăsta, faptul că Dan Petrescu nu îl folosea pe Chipciu. Iar patronul îi reproșa că a fost adus cu sacrificii mari financiare, cel mai mare salariu din lot și că Dan Petrescu nu îl folosește. La ce Dan Petrescu a fost de acolo să vină? E important și asta. Poate da. Mi-e greu să cred că Dan Petrescu nu are un cuvânt de spus. Nu știu. Poate da, dar asta nu înseamnă obligatoriu, Cristi, că după aceea trebuie să-l bași dacă tu l-ai avut, dacă el nu dă randament la antrenamente și meciuri. Dan Petrescu părea exact antrenorul care te bagă dacă faci la antrenamente ce trebuie să faci. Exact. Ce treabă avea Dan Petrescu cu unul care își vedea de treabă și că făcea... Da. Nu, asta părea. Da. Că nu era mulțumit. El n-a băgat pe nimeni, indiferent cine era. Că ai dat-o 700 de mii, că ai dat-o 800 de mii, n-a contat niciodată. A contat ce faci la antrenamente. Și din momentul ăla... Și cum joci. Păi, da, dar ca să ajungi să joci, trebuie să te antrenezi. Nici nu mai apucai să joci dacă nu te antrenai bine. Păi nu știi situația cu Omrani? Care Omrani își băgase memoriu, era cu capul în altă parte și Dan Petrescu spunea mă obligă să-l folosesc pentru ce mi-arată la antrenamente. Da. Și avea randament bun atunci. Da. Atunci și când vezi în altă parte că nu-ți face nimeni nimic la antrenamente, că nu face ce trebuie, nu-l bași să joace, indiferent cât a costat. Gândindu-te și la faptul că nu este o simplă coincidență. Am mai vorbit asta, foarte mulți, proporție de 80, dacă nu mai mult, la 100 din străinii pe care îi aducem noi, că sunt echipe care joacă de la mijloc în față numai cu străinii, gazul, de știu, fotbal, unii. Majoritatea sunt destul de ciudați din punct de vedere fotbalistic și vin neluați de nimeni, liberi de contract. Iar dacă tot ai făcut... Nu venea nimeni amistere care are contract în România. Aici vii după nejuca 6 luni, 9 luni, că n-ai ce însă, să cauți. Haideți să ne aducem aminte că în momentul în care a fost adus la CFR Chipciu, s-a făcut o întreagă propagandă, discuție, da. Dar el nu mai confirma de câteva luni de zile bune. Nu jucase, cred că vreo 4 luni la Anderlecht, ce mi-aduc aminte. Să știi că le-au contat foarte mult. Nu-ți vine să crezi, dar le-au contat foarte mult. Da. În schimb, Oruțan mi s-a părut că a făcut un meci iarăși deosebit. Deci deosebit. Și după discuția despre Oruțan, pentru că el mi se pare argumentul cel mai bun cât de bine este pregătită FCSB în momentul ăsta, fizic mă refer. Adică eu cred că Oruțan are cea mai mare transformare dintre toți jucătorii de la FCSB. Și transformare fizică, în primul rând, cum arată? Cred că e și normal, Dane. Cred că e normal, e al treilea an. La FCSB, da. E al treilea an al lui Moruțan la FCSB. E normal deja, a venit în primul an, a avut unele probleme, anul 2 unele probleme, anul ăsta trebuia să explodeze, 3 ani de zile. Anul ăsta are o grămadă de goluri, 5-6 goluri, nu parcă marcate. Are 6 goluri și 10 goluri marcate, gol. O grămadă de pase de gol, e altfel de jucător. Încă are o problemă. Sunt diferențe mari câteodată de la meci la meci. Adică meciul ăsta este de nota 8, de nota 9, după care vii pe la 6. Iar te duci pe la 7, iar adică încă nu reușești... Nu numai el. Mai mulți jucători de la FCSB. FCSB-ul a avut o perioadă în care a jucat perfect, am lăudat jocul, am spus că și ultimele meciuri n-au mai fost nimic. Adică nimic din... Bine, cu toate schimbările alea. Nu uitați la un moment dat când a ajuns să joci cu cine? Haruț, Ovidiu Popescu, Nedelcu, și adică să strici toate lucrurile bune pe care le-ai făcut până atunci. Așa a fost o perioadă de 4-5 etape în care nu s-a jucat absolut nimic. Acum am avut impresia că te-ai întors iar la fotbalul ăla frumos, pleacă pasa de la fundaș la închizător, de la închizător repede la cei doi, repede cei doi duc mingea în față, cei trei acolo încearcă să facă combinații și să intre repede în careu și ajung mulți jucători din nou în careu. Apropo de pregătirea fizică a FCSB-ului la acest meci, mi s-a părut că a fost ceva ieșit din comun, modul în care s-a exprimat echipa în teren, dar, repet, din această perspectivă fizică, a condiției fizice, pentru că s-au făcut multe discuții pe tema asta. Speculații. Discuții, nu e discuții, speculații. Poate să existe ceva, sigur, plecând și de la ideea că Neuber provine dintr-o bază de la Frankfurt, o celebră bază de la Reichheim, care... Da. De fapt, acolo soldații sunt un fel de comandouri, pușcași și marini. S-au făcut fel de fel de aprecieri în sensul ăsta,
Deocamdată știi cum să spunem, hoțul neprins e negustor cinstit. Da, dumneavoastră, că părerea mea, părerea mea este că există un anumit proces de fortificare atât până antrenament, cât și, hai să spunem, între ghilimele, până vitaminizare, El nu poate să fie niciodată continuu. Și am să vă spun de ce. Pentru că, uite, l-avem pe expertul, pe Cristi aici, niște substanțe care, să zic așa, care ajută efortul, procesul lor fiziologic presupune, eu am trecut până asta, am povestit odată, nu vreau să mai mi-aduc aminte, presupune că aceste substanțe ajutătoare, să le numim, cum acționează ele? Aruncă în luptă, pentru că organismul ăsta este creat în spațiu cu o anumită logică. Întotdeauna, indiferent de situație, el își mai păstrează o rezervă. Ori aceste substanțe sunt tocmai acelea care, prin niște stimulente eventuale, aruncă și aceste rezerve în luptă și apare diferența fizică de prestație dintr-o echipă și cealaltă. Problema care se pune, și eu am trăit-o, Consecințele și eu am trăit așa ceva într-o perioadă când o anumită așa zisă vitamină era permisă, dar după aceea a fost interzisă. Când l-am luat pe doctor la un meci la pauză la Aston Villa și era să le lua bătaie în vestiar. Pentru că nu ne-a mai lăsat timpul necesar să le facă rezerva aceasta pe care organismul și-o păstrează. Deci, poftim? Vi s-a făcut rău? Sau vă simptome? Dom'le, în momentul când eram mesea, nu mi-a fost rău așa cum mi-a fost atunci la pauză. Okay. Adică eu tot timpul ce îngurgitam la șuietele subțiri, n-am vomat niciodată. Dar atunci, uite că am vomat de la Revitaloză, se numea, care după 3 ani de zile a fost scoasă. Cred că cunoști istoricul acesta. Ei bine, eu cred că din punctul acesta de vedere, o leg mai mult de ceea ce înseamnă programul de pregătire. Poate că Neubert a scăzut într-un anumit moment pregătirea. Sunt niște jucători tineri. Pandi spunea foarte bine că au o anumită inconstanță firească. Nu e ușor să-i identifici, să lucrezi cu ei. Și este foarte important să știi când accentuezi și cum accentuezi pregătirea fizică. În general, în momentul ăsta, prospețimea, vivacitatea, capacitatea fizică să mențin și chiar pot fi îmbunătățite până regim de lucru anaerob, în lipsă de oxigen, antrenamente scurte, dar intense, pe viteză. Și bineînțeles că părerea mea este că pe undeva programul de pregătire a avut niște sincope la FCSB, de aceea căderea din ultimele 3-4 etape și pe faptul că jucătorii tineri este de presupus că nu pot avea o constanță de evoluții foarte bune de la meci la meci. Diferența asta, oricum, fizică a apărut foarte mare și pentru că CFR-ul arăta foarte rău. Da. Deci nu neapărat că a arătat bine FCSB-ul, dar în comparație cu ce te așteptai de la CFR înainte de meciul ăsta, a fost total diferit. Dar trebuie să punem în balanță, și tu ai spus foarte bine la un moment dat, alături de Bordeanu și de Deac, Itu era cel mai rapid jucător din mijlocul terenului. Și acolo lupta a fost total inegală. Asta spun. Pentru că Moruțan a fost și creator și realizator. Pe de acolo veneau parte, problemele, tu acolo te-ai... Acolo s-a făcut diferența. Acolo s-a făcut diferența. De multe ori se face diferența la mijlocul terenului. Că dacă reușeai să-i blochezi pe Moruțan și pe Olaru, probabil că ajungeau mai târziu la poartă. N-aveai cu cine, că Deac nu are capacitate defensivă. Cristi. Eu vorbesc în cunoștință de cauză și mi-asum ceea ce spun. La nivelul ligii întâi, totuși, echipele își permit să aibă medic. Cum îi sincope uneori, să spunem, Dinamo, având probleme financiare, dar tot au medic și un medic care participă, pentru că, în primul rând, e dinamovist și iubește Dinamo. Dar... Nu, e un medic, medicul Bătineanu, este un medic cu experiență. Și este un om atașat actului de medicină sportivă. Și bineînțeles și la Dinamo. Pentru că el a venit în 91, când a venit grupul ăla de jucători, vreo 10, de la Craiova, a venit și el și era un om cu o pregătire foarte bună din multe puncte de vedere. Și el și un sufletist. Din păcate s-au debarasat de el, că acolo e stat și fără, cluburile Liga I au medici sportivi sau au medici buni care sunt preocupați. Și nu-și permit, pentru că greșelile sunt foarte mari.
poate să apară erori din anumite lipsă de informație, inconștiență, necunoașterea codului, nu anunți clubul și mergi să faci anumite proceduri, poate să apară greșeli. Dar Liga 1, eu zic că este o... Chiar dacă noi controlăm Liga 1 și vom merge în continuare, am primit și bugetul, adică suntem concentrați, urmează play-off-ul, play-out cu meciuri grele, deci 100% vom fi prezenți, chiar și la Liga 2, dar vorbesc în cunoștință de cauză, sunt pregătiți, iar Mister, eu zic că are dreptate, i-au pregătit această perioadă FCSB-ul, care a început din momentul jocului cu CFR, cu mult timp înainte, au început să încarce... Nu știu asta. Asta e de discutat pentru dacă că... sunt profesioniști, un preparator fizic de ce... și cred în stare să încarce... Discuția este alta. De ce o lună de zile a arătat rău și deodată... A existat o oboseală mai mare decât prospețimea care... De ce ai încărcat? Pentru această perioadă. Sau poate că s-a lăsat... Ai încărcat pentru meciul cu CFR și după aia se oprește... Nu doar CFR, nu mai continui, că s-a oprit. Continui să menții pentru că mai urmează meciuri importante. Eu cred că diferența se poate face în momentul, în ziua de astăzi, la refacere. Și asta și mai ceva. Concentrarea, nu știu dacă ați urmărit, FCSB-ul nu am văzut de mult timp să aibă asemenea montată și cursivitate, exactitatea pasului. Stai puțin, când dai pasele, nu vorbim de condiție fizică de alergare, concentrare aici, adică responsabilitatea. Care îți vine după o lună de zile, deodată. Băi, pasele au fost, veneau, au făcut o suită de pase și ajungeau cu finalizare în suprafața adversă. Adică au fost lucruri, diferite făcute de jucători față de probabil numai și din cauza CFR-ului. În toată luna aia de altfel zile. Te montezi cu CFR-ul decât joci cu Iași. Altfel te montezi. Tu trebuie să te montezi cu toată lumea. Altfel te montezi. Păi nu, atunci dacă altfel te montezi înseamnă că undeva e o problemă. Acum... Nu poți altfel să te montezi, adică joc cu Iași, joc cu Hermannstadt și joc cu ăia și pierd meciurile. Da, pierd cu Hermannstadt, pierd cu Iași, pierd cu Rușine, că nu mă relaxez și azi că mă relaxez. Păi, fotbalistul român, da, ziua de astăzi. Fotbalistul român... E aici, și tu mi-am să amintești, și mă rog, asta e sinceritatea mea. N-am cum să mă schimb, mai ales la vârsta asta, destul de tânără, după voi, în continuare. Eu știu mai bine cum mă port. Deci, mi-aduc aminte că... Am povestit asta, când am jucat primele jocuri la Dinamo, începând să joc stopper, titular, meci de meci, în 67 din iarnă, era un doctor, Dumnezeu să-l odihnească, care fusese asistent la Facultatea de Medicină, la secția de toxicologie, expert în toxicologie. Și eu de unde să știu, amărâtul meu de la Târgoviște, înainte de un meci, eram într-o luptă oarecum, jucam cu Nelu Nuweiler la marcaj, Nelu în spate, acolo era scandal după vreo 2 ani, că așa aflăm tot timpul la noi adevărul. Fotbaliști, Nelu interesa, Nelu făcea tot felul de presiuni să joace frații Sulică. Și ăsta, doctor, mă rog, o conveniență probabil între ei, ne dea niște, o mică pasiune, dă-mi să știu eu ce iau. Și la un moment dat jucasem și în echipa națională cu Dincă Schileru, era o căldură pe 23 august și la pauză îi spun lui Trăinărescu, dom'le, mă simt cam rău. Îmi zice, n-ai nimica de la lot, cu tare ai venit. Am plecat la atac, era cuplaj. Și am plecat la atac, am mai povestit-o, dar e bine să o povestim, pentru că o leg cu altceva. Da. Și am plecat cu atacul spre Iancul încolo, mi-a fost rău, am căzut în iarbă, m-a schimbat. După care, trana mea la mine zice, ți-a dat ăsta ceva, doctorul? Tatăl meu mi-a dat o pastilă, de nu să știu eu. După care m-am interesat și era ceea ce luau celebrii piloți de la Luftwaffe și pe Spitfire în timpul războiului, benzidrina. Și benzidrina, care e un, știi foarte bine, că e un doping nu numai moral și fizic. Îți creează o anumită stare, te sui pe avion și el, păi, acolo. Ei cu Spitfire-ul și cu Messerschmitt-ul la bătaie, nu? E, și interesant e că după vreo câțiva ani de zile jucam cu Real Madrid. Eu eram suspendat după Köln. Bineînțeles că am adus un doctor ca lumea, care în 80 a rămas în Germania și care nu mai e nici el, dar era un om extraordinar și care era și un tip foarte curat din punctul ăsta de vedere. Și domnule, zice, mi se fac niște presiuni că jucăm cu Real Madrid. Real Madrid atunci era cu Piri, cu Netzer, cu Breitner, cu Santiana, iar antrenor era cunoștința mea, amicul meu, și el a plecat pentru noi, celebrul Milan Miljanić. Eu eram suspendat după Köln, am stat în tribună când a venit să observe meciul și am amărâtul ăsta de doctor, n-am jucat atunci vreo 3 ani. Mi-au suspendat 6 meciuri, din care s-a jucat cu Atletico Madrid
eliminat pe bancă, s-a jucat cu Milan pe bancă, s-a jucat cu Real Madrid pe bancă. Trei ani am pierdut în cupele europene. În fine, vinovat, și ăsta amărâtul ăsta de doctor care știa medicină, făcuse și medicină sportivă, făcuse și medicină, tu mi zici, mi se fac niște presiuni din ceruri, să dau ceva. Ce fac, mă, Cornele? Că eu n-am făcut în vas și nu fac. Păi zic, de-aia te-am adus ca să nu mai să dea benzidrină. Mă, joacă-te și tu cu băieții ăștia. Cum? Păi dă-le și tu nouă, dă-le și tu o vitamina C, mă. Și le-a dat vitamina C, că e un panaceu, n-avea nicio legătură și îl întrebau toți, doctore, mă, e ok, bine, și am câștigat, ai să râzi, cu un gol dat de Vrânceanu, 1-0. Nicio legătură una cu alta. Da. Bun, și fază de arbitraj la acest meci în care FCSB s-a impus clar 3-0. Eu nu eram pe teren atunci că se termina 1-1 ceva. Și avem patru momente pe care vreau să le analizăm. Minutul 40, eliminarea lui Arlauskis, acel fault asupra lui Octavian Popescu. Aici este fault? Nu. Nu este fault, mult prea puțin. Nu este fault și o să vedem faza. Luați în calcul că se cere arbitrul atunci când faultează portarul și rămâne poarta goală. Roșu este greu să nu-l dai, adică ar trebui să se întâmple mult prea multe să nu acoz roșu. Și v-am făcut un stop cadru, se face poză, se cere arbitrul să facă o poză în momentul contactului și cum avem faza prelucrată, da? Ca să înțeleagă telespectatorii de ce este roșu. Da? Atacant, luați în calcul că atacantul era în viteză, în alergare și poarta era goală. Motiv pentru care obligatoriu trebuie să dea cartonaș roșu. Deci dă cartonaș roșu pentru că este cumva o situație iminentă de gol, nu pentru atacul violent. Nu pentru atacul violent. Atacul este eventual, eu zic că jucătorul atacant chiar a exagerat puțin, uitându-mă la reluarea din spatele porții. Uh-huh. Este pentru situația evidentă de gol. Oprirea unei situații evidente de gol. Deci e decizie corectă. E decizie perfectă. Bun. Apoi, minutul 45, o fază interesantă. Moruțan primește galben pentru simulare, pentru că așa consideră Hațegan la duelul pe care el îl are cu Bordeanu, dacă nu mă înșel. Da, cred. Da, cu Bordeanu. Bun. Ce diferență între cum vedem din spatele porții cu o imagine suprapusă, pentru că Bordeanu duce piciorul în fața lui și îl retrage, și cum vom vedea din cealaltă parte? Din partea arbitrului, da? Unde avem o imagine mult mai corectă și am și prelucrat fraza, dacă o să ne ajute Vali să ne prezinte. Deci asta este imaginea cu jucătorul atacant care începe să cadă și își lasă piciorul stâng, vârful, pe sol, nici nu mai ridică să încerce să pășească și să spunem, domne, n-a reușit să pășească din cauza piciorului apărătorului, al lui Bordeanu, piciorul stâng, și începe deja, el este în cădere în acest moment, iar Bordeanu, când apare o ușoară atingere, încă își retrage piciorul în spate. Motiv pentru care se consideră că s-a folosit de anticipat un contact sau se folosi de un contact ușor și a căzut cu scopul de a obține o decizie favorabilă. Vă povesteam târârea piciorului, târăști piciorul stâng, vârful, îl duci pe sol și nu îl ridici natural să pășești, nu ce să pășești. Nu se folosește de acest contact pentru a obține o decizie favorabilă. Da. Penalti și atunci e simulare. Bine, și Hațegan e foarte aproape și a văzut perfect. Părerea mea, a arbitrat aproape fără greșeală. Da, nu, dar dacă la asemenea faze mistă nu dăm credit arbitrilor, când le dăm? Dacă nu îi credem, dacă nu îi încurajăm și noi spunem, domnule, ai avut dreptate, ai fost aproape, ai plasat perfect. Vedem ce vede el din acest unghi, ca să vedeți ce diferență mare între ce vedeam din spatele porții și ce vedem cealaltă parte. Da. Nu? Da. Mare diferență. Mai departe, minutul 76, FCSB a solicitat din nou penalti la Coman. Aici este o fază discutabilă. Îi dau, cred, deci, văzând meciul pe ansamblu, văzând meciul cum a lăsat jocul să continue, l-a lăsat mai bărbătesc jocul, cu jucătorul care vede apărătorul și se aruncă și el, dar și apărătorul face o mișcare ușoară în stânga, motiv pentru care nu pot să vin să zic că e simulare niciodată, da? Dar jucătorul atacant știe că apărătorul este acolo și se aruncă în el, prins între doi jucători, aș merge pe mâna arbitrului și a spune că aceste dueluri sunt permise. Aici mi se pare că Burcă riscă puțin. Riscă puțin, se duce pe direcția de alergare a lui Coman. Dacă o să vezi și... Nu. Am înțeles, dar și Coman un puțin sare, puțin sare și el.
sare, cu picioarele, adică, uite cum știi că picioare. Intră, dar parcă nu mi se pare o fază foarte clară. Ceva de... E limita. Dintr-o poziție trece în altă poziție. Nu pot să nu dau, adică dovadă că înțeleg ce spui și eu la limită. Burcă are și celebra poziție nepermisă pentru un apărător înapoi, mă. Adică nu poți să te întorci cu spatele. Stai cu fața la, la atacant. Dacă ești un pic, dar și mai avem o fază, minutul 82. Sigur Jonsson, islandezul care joacă este al doilea meci. Este ok cartonaș galben pentru că nu are acea răutate, intensitate și e pe gleznă la nivelul solului, dar nu are acea forță care, să spunem, este un roșu clar. A arătat chiar rău pentru puținele minute pe care le-a jucat, nu? Și în meciul puțin, da. Trecut acasă, pare bine, că bine, nu e viu așa că de nu când, e, nu? Nu e sigur Son care ne-a dat. Nu, ăla că e 30 de milioane. Iar, ăla... iar uitați-vă puțin că pare un tip bine trenitare. Ăla costă 30 de milioane. Da. Nu, dar pare că e viu așa, adică... Da, și ceva... agresiv. Bine, da, nu știu dacă nu e puțin gresant, dar... E puțin. Bine, dar la un tur de arbitraj bun. Da. Somonul, scurtă pauză comercială, ne întoarcem imediat la minutul 91. Da, am revenit în emisiune la minutul 91. Până să continuăm analiza celorlalte meciuri, spuneam că este o săptămână în care avem meciuri și la Naționala de Senior și la Naționala de Tineret. Naționala de Tineret merge la campionatul european. Debutăm cu Naționala de Senior în preliminarele campionatului mondial. Și evident că avem lotul, avem și o veste bună, în sensul că Ionuț Radu până la urmă este lăsat de cei de la Inter să vină, pentru că a fost testat pozitiv Handanovic și, mă rog, autoritățile medicale din Italia n-au mai permis jucătorilor nici să joace meciul cu Sassuolo și nici să meargă la echipele naționale. Până la urmă s-a revenit și jucătorii au putut pleca, astfel că și Ionuț Radu s-a putut alătura lotului nostru. Și de aici vreau să facem următoarea discuție. Cum ar putea arăta, din punctul nostru de vedere aici la minutul 91, un prim 11, evident că noi nu avem toate datele, adică nu vedem jucătorii la antrenament, poate pe mulți dintre ei nici nu i-am putut urmări. La meciul cu Macedonia de Nord. La meciul cu Macedonia, da, că e important și adversarul. Care e diferit de meciul cu Germania, da. Exact. Oricum, mi se pare mult mai important pentru noi meciul cu Macedonia, că e o echipă cu care ne luptăm în mod direct. Nu ușoară, să știm, am uitat pe lotul lor. Absolut nu e ușoară, absolut sunt câțiva jucători buni. Și la mijloc, și în atac, și în apărare. La mijloc, și în atac, eu cred că sunt... Și în apărare, Ristovski, Alioschi, Elmas sau cine mai e pe acolo. Elmas de la Napoli, Alioschi, Liț. Ristovski, vreo doi care joacă la Dinamo. Ristovski și Ademi au fost... A fost la Sporting, e la Dinamo Zagreb. Și Ademi la fel. Iar Alioschi... Ademi la fel, la Dinamo Zagreb. Alioschi joacă la Leeds United. Sunt mulți de maniera asta. E același antrenor Angelov. Sigur că ei... În momentul de față este interesant că au pierdut, sunt calificați la campionatul european, dar în Liga Națiunilor, paradoxal, Armenia a stat mai bine. Deci, eu știu cât de cât capacitatea acestor jucători. Am avut un amic foarte bun, e vorba în perioada marii echipe a Iugoslaviei, era Holzer care juca la o echipă renăscută și la ei cum sperăm să renască și Dinamo. E vorba de campioana lor, celebra Vardar Scoplie. Da. Atunci era Olimpia Ljubljana, era Partizan, era Steaua Roșie, era Dinamo, era Marea Iugoslavie cu Nașe Tito. Deci au din 24 de jucători, sunt 20 care joacă în străinătate. Da. Doi care joacă la niște echipe mai mici. Pantev, Pandev, care are 37 Nestorovski. De ani, joacă Nestorovski, apoi Traikovski care joacă la Marlboro, Nestorovski care joacă la Udine. Pe Bardi de la Levante. Bardi de la Levante. Și sunt jucători care joacă pe la echipe. Cea mai bună perioada lor. Deci, au națională plus să facem. Nu, plus că este foarte important, pe lângă ce spuneai tu foarte scurt, e primul meci în grupă și e foarte important să-l câștigi. Exact, și este cu adversară din lucru, că Germania din alt film, adică Germania... Dacă bați Macedonia, nu mai poți să ai pretenții. Exact. Nu mai poți să atenție, că mai este o echipă, teoretic, și peste noi și peste Macedonia, Islanda. Adică să nu ne raportăm că suntem doar noi cu Macedonia. Da. Așadar, o să vedem, practic, ce are la dispoziție Rădoi, în lotul pe care l-a selecționat pentru fiecare compartiment în parte și facem alegeri. Începem cu postul de portar. Și spuneam că l-am adăugat și pe Ionuț Radu, pentru că și el este pe această listă și până la urmă Inter îl lasă să vină. Era Iacob inițial, de fapt înlocuise Radu, Iacob. Radu, după aia era Iacob, da. Îl avem Peniță de la Sparta Praga care apără, Lazar care a avut o problemă a revenit și Ionuț Radu care
cred că ultimul meci este în urmă cu mai bine de un an. Eu cred că Niță titular. Normal. Așa cred și eu, da. Normal. Și Niță, aduceți-o aminte, și înainte să plece, a avut meciuri foarte bune, a contat la FCSB. Și mai ales faptul ăsta că joacă la Praga, iar cehii sunt în progres incontestabil. Și Sparta e pe locul 2 în momentul ăsta. Bun, deci admitem că Niță pentru postul de portar. Apoi, linia defensivă, vedem fundașii. Și evident că aici trebuie să facem alegeri, da? Admitem că jucăm cu 4 în linia de fund, ca să pornim de la ideea asta. Mogoș. Fundaș dreapta. Mogoș. Tu zici Mogoș. Domnul Dinu? Dom'le, eu cel mai în măsură, noi o discutăm evident, acum. Evident că noi facem o discuție. Dom'le, dacă stăm să ne gândim la tot ce există la ora actuală, și eu sunt de acord cu Pandi la Mogoș. Mogoș care joacă la Chievo. Care joacă la Chievo. Da, nu are de ani de zile, numai câte 30 și ceva de meciuri. Da. Da. Chievo era la un moment dat pe locul 2, acum e pe locul 6, 8, nu știu cât. Mi se pare că un meci a fost pus pe bancă și n-a jucat. Nu, dar e un jucător care joacă constant titular. Bun, cei doi stoperi. Mi-e greu să cred că nu joacă Kirikeș. Și mie la fel. Mi-e greu să cred. Chiar dacă el n-are meciuri în picioare în ultima... Aici cu cine? Cu Burcă sau cu Nedelcearu? Depinde cu cine. Nu văd pe altcineva în momentul ăsta. Că... Bine, noi nu știm. Adică nu-l iei în calcul pe Toșca, al doilea stopper, nu? Nedelcearu, Burcă, Toșca, cam pe acolo. Nedelcearu cu Burcă... Să ne gândim că Toșca a fost folosit de multe ori și fundaș stânga. Da, dar mi-e greu să cred că acum când avem bancul Camora, l-ai adus pe Toșca să-l bagi fundaș stânga, adică nu prea-mi vine să cred. Mai ales că jucăm cu Muntenegru, teoretic ar trebui să joace bancul, bănuiesc, da? Să avem acolo o bandă stângă cât de cât mai activă. Nu, și bandă dreaptă, pentru că și Mogoș e jucător care vine bine în atac. Da, deci Mogoș, Nedelcearu sau Burcă, unul dintre ei, Kirikeș și Bancu, după părerea mea. Așa văd și eu. Nedelcearu că tinerește echipa și de aceea. Nu de asta, Nedelcearu pentru că joacă. Și joacă, nu. Joacă la AEK Atenant. Mi s-a părut că în 3 e mai bun decât în 2. Deci dați-mi voie. Dar dacă Macedonia joci cu 3, deși ei joacă sistemul la 3-4-3 Macedonia, atenție. Mi s-a părut că Nedelcearu e mai bun în 3 la național. Și Macedonia are un antrenor cu experiență, Anghelov acesta, chiar dacă are vreo doar 44 de ani, e dă ceva timp la ei. Aproape 6 ani. Și ei joacă doar cu Goran Pandev în față sau și Pandev și Nestorovski? Nu se știe. Nestorovski, Elmas, Pandev. Ultimele meciuri, ei așa le-au jucat. 3-4-3. Cu Ristovski la mijloc în dreapta și Alioski în stânga. Nu Ristovski fundaș dreapta? Păi, da. Fundaș dreapta dacă luăm că îi joacă da, cu 3. Da, că joacă 3. Da, și Ristovski cu Alioski și Bardi de la Levante cu Ademi. Bun. Deci eu aș spune că mi se pare pe undeva din toți aceștia patru apărători centrali, deși acum a cam lăsat de dorit în meciul cu FCSB, cred că Burcă poate să fie unul din titulari. Probabil că celălalt și capitan de echipă, pentru că mare rezervă, este Kirikeș. Acum sunt puțin subiectiv, dați-mi voie să cred în Nedelcearu că-i crescut la Dinamo. Ok, păi în mare cam asta ar putea să fie linia de apărare. Deci bun, linia de apărare, așa cum zicem, ar fi Mogoș, Nedelcearu sau Kirikeș și Burcă, clar. Adică și... doi dintre Kirikeș, Burcă și Nedelcearu, da? Nu, Kirikeș 100%, nu cred așa că e nicio problemă. Așa cred și eu. Unul dintre Nedelcearu și Burcă. Da. Bun, la mijlocul terenului. Acum ce jucăm? Jucăm 4-2-3-1? Jucăm 4-3-3? Eu cred că cu Macedonia jucăm 4-3-3. Cred eu. Jucăm 4-3-3, adică jucăm cu un închizător care poate să fie... Păi nu, doar Crețu poate să fie. Păi, ca altul dacă e Crețu, atunci nu joacă Răzvan Marin. De ce? Păi dacă joacă Crețu, atunci trebuie să punem doi, Stanciu și cu cineva în fața lui Crețu, dacă tu jucăm cu Macedonia. Bun, dacă mergem pe meciul cu Irlanda, dacă mergem și pe meciul cu Irlanda de Nord, adică dacă ne gândim la cum am jucat cu Irlanda de Nord în primul meci. Tu spui că Răzvan Marin nu poate fi Inter? Nu cred că e mai bun decât Stanciu Inter, de exemplu. Păi nu, amândoi. Vreau să văd cine este acolo. Pe cine am putea să punem acolo? Ianis ar putea să joace acolo? Nu joacă la Rangers poziția. Joacă poziția în 3 în față acolo. Da. Să-l băgăm în 3 ăla acolo în față. Ianis, Pușcaș sau Cheșeru? Păi nu știu dacă e Ianis sau Manț. Hai să ajungem acolo, dar prima dată la mijloc. Da. Adică tu spui că, de exemplu, dacă joacă Crețu, nu joacă Răzvan Marin. Și invers, dacă joacă Răzvan Marin, nu joacă Alexandru Crețu.
Dacă jucăm cu Macedonia și avem deja pe Crețu închizător, mă gândesc că doi de Stanciu sau un Stanciu și un Maxim ar fi mai bine decât un Răzvan Marin și un Stanciu. Stanciu joacă care e mai precis. Puțin Răzvan care Marin ofensiv decât... Ofensiv decât la Stanciu joacă precis. Nu, păi, e cel mai bun jucător, e cel mai formă jucător. E cel mai formă jucător al nostru în momentul ăsta. Dar atenție, Răzvan Marin, cred că are 95% din meciuri integralizat Cagliari. Joacă titular. Și e foarte important și asta. Vezi că noi facem anumite calcule, dar pentru cei de acolo, pentru selecționere, foarte important meciurile, picioarele, fotbalul pe care îl joci în ultimul și timp. Joci. Și Răzvan Marin, teoretic, ar trebui să nu lipsească la cum a jucat, meci de meci la Cagliari. Dar asta este ideea. Cu ce joci? Dacă, poate joci cu el acolo. Poate joci cu Răzvan Marin închizător și atunci cu doi. Nu e prea riscant? E riscant, dar ți-aduți aminte cu meciul cu Irlanda de Nord? N-a fost riscant. Meciul cu Irlanda de Nord a fost riscant că am făcut schimbările pe final. După mine îți trebuie niște jucători mobili la mijloc. Aici este o întreagă babiloniadă de jucători din care se pot face foarte multe combinații. Așa este. Deci, iese Cicâldău, de exemplu. E foarte greu să prindă Cicâldău. Nu poate să emită pretenții la titularizare meciul ăsta. Da, da. Poate cu Armenia încolo, să vedem în funcție de probleme. Dar, în primul rând, vă întreb așa, domnul Dinu. În primul rând că Mihăilă, Coman, Tănase, Denis Mann nu sunt mijlocași. Nu, acolo să-i băgăm în față, deci, probabil Denis Mann în aia trei. Din câte am văzut, s-ar putea să-l păstreze pe Crețu, care este ultima invenție a lui Rădoi, mai și seamănă cu el. Mister, avem Pușca și probabil este... și, nu? Cine și mai avem? Pușca și Cheșeru în față, da. Așa și... toți mijlocași și atacanții. Da, deci aici, nu știu, părerea mea este că s-ar putea să joace în continuare cu Crețu. Da. Eu aș juca cu Răzvan Marin, cu o echipă, cu un trio mobil, tehnic, care să pună problemă, Stanciu, care este cel mai în formă, și în partea stângă mă gândesc între Maxim și Cicaldo. Ok, Pandi? Eu aș juca așa, cu Crețu sau Răzvan Marin închizători, aș juca cu Maxim și Stanciu în fața lor, în dreapta l-aș pune pe Ianis, l-aș pune pe Pușcaș sau pe Cheșeru. Cheșeru dă o grămadă de goluri în fiecare an la Ludogoreț, aș alege unul dintre ei. Ok. Și... Stai, până în partea stângă. Între Ianis și Man. În banda dreaptă, în 4-3-3-3 și tu spui Ianis. Ianis de ce? Ianis parcă... Man s-a dus destul de puțin timp la Parma. Începe ușor să devină poate altfel de jucător. Ianis deja are în spate un campionat destul de puternic, are meciuri de Europa League. Cred că în momentul ăsta e mai potrivit poate el decât Man. Dumneavoastră ce părere aveți, domnul Dinu, între Ianis și Man? Sunt doi jucători complet diferiți. Dacă vrei să te știi... Poziție. Nu, depinde unde îi pui. Că, de exemplu, Acolo este... joacă amândoi, Man, în dreapta. Bine. El joacă acolo la Glasgow Rangers, undeva cu numărul 7 pe spate, în dreapta, vine în centru, nu prea să știe, trebuie să intervină Sherlock Holmes. Pe foaie este în dreapta, Sherlock Holmes cu Scotland Yardul să-i găsească pe unde trebuie să joace acolo. Deci eu aș juca cu Man, aș juca cu Marin și aș juca cu Cicaldău. Și deci ați juca cu Man, Pandi ar juca nu, cu Ianis? Nu, la mijlocul terenului, în atac. Da, în atac. În atac a jucat cu Man. Eu a jucat cu Ianis. Interesant. Interesant. Eu a jucat cu Man, cu Cheșeru, dacă este criteriul ăsta, că a marcat mai multe goluri. Okay. Și în partea stângă a jucat cu Mihaila. Ianis Hagi, în dreapta, pentru că provine de la o echipă care e obișnuită să câștige cu victoriile versus Denis Man de la Parma, unde o pierdut. Și o lună de zile. E important asta. Da, o lună să tot joci la echipă care pierde? Păi, da, dar nici nu joci, adică ca nu să joci. Fie egalitate, eu aș inclina tot spre Man. Și aici am următorul argument, apropo de ce spuneai tu la un moment dat. Și vezi, am băgat la cap, am învățat de la tine și mai mă ușu acum. Dacă iei adversarii direcți pe care Man i-a avut în ultima lună, pe post în Italia, o să fie o diferență colosală între el și Ianis. Deci la Ianis... aproape că nu-i cunoști, n-ai auzit de ei. Ianis este... Acum nu putem să comparăm campionatul din... Doar în ultimul meci l-a avut pe Criscito. Cred că e un fotbalist. Ianis a jucat parcă ultimul meci cu Celtic, nu? Minutul 65. A jucat. Da, dar probabil mult mai mulți jucători de calibru au avut în față mare. Vor juca amândoi, să ne înțelegem. Cu
cu schimbare. Noi spuneam aici titular. Nu, cu schimbare, nu, schimbare vor șca mândoi. Probabil că da, dar titular. După părerea mea, eu cred că asta este una dintre cele mai mari dileme pe care Rădoi o are. E bine care ce alegere face între Iannis și Man. După mine e foarte simplă. Și o să fie și stânga, să știi, între Mihaila și Maxim s-ar pute. Să pătrund ca să bat Macedonia sau să construiesc niște mingi cu Iannis, care este un bun servant, dar mai puțin cu forță de pătrundere. Deci astea două trebuie puse în calcul. Mă duc să depășesc în viteză, în pătrundere, cu doi jucători de percuție pe benzi, Mihailă și cu Man, sau joc cu un jucător care e tehnic bun, poate să paseze, apare mai greu la finalizare, n-are forță de pătrundere, este creativ, dar eu aș opta pentru câștigarea meciului cu jucători de pătrundere, care sunt cei doi, după părerea mea. Dar ai opta pentru jucători care stau la bandă, gen Man, gen Mihailă? Nu. Pentru că ei joacă cu 5 până la urmă, da? Caristovski e fundaș dreapta. Da. Deci chiar dacă joacă cu 3 fundași centrali, Caristovski în 4 la Dinamo Zagreb e fundaș dreapta. Se pare că Man e un jucător liniar care se doară în bandă? Mi se pare că Iannis și Maxim, de exemplu, ar intra mai mult în colțul careului de 16 metri și ar pune presiune pe fundașii central, pe cei trei fundași centrali. Ți se pare că asta spun că Man nu intră în interiorul terenului? Mi se pare că intră, dar parcă mai caracteristica da lui Iannis și a lui Maxim față de Man și Mihailă este diferită. Ei pot juca în interiorul careului de 16 metri, punând presiune, ceea ce cred că ne interesează, pe fundașii lor centrali, decât să stăm pe lateral, ceea ce vor ei, da? Și să avem un singur atacant pe trei fundași centrali și ceilalți doi să ne marcheze fundașii stânga-dreapta. Cred că e mai important să intrăm acolo și să punem presiune și să ajungem la un moment dat pe faza noastră de atac 3-3 cu cei trei fundași centrali. Nu numai 3-3. Pentru că lucrurile de vreo 15 ani, am mai spus eu, în mobilitatea blocului funcțional al unei echipe, general ce vedem în străinătate, echipele se strâng și joacă un fel de 5-3-2 sau un 5-4-1 pe defensivă, iar în atac se transformă și se leagă cu ce spunea Pandi, într-un 2-3-5. Ce înseamnă asta? Că ai fundașii care îți urcă pe benzile terenului, ai exact posibilitatea asta, dar în funcție și de ce are echipa adversă, trebuie să pui în calcul. Da, noi nu domnul calculăm Rădoi, ce are adversarul. Noi calculăm aici, noi nu știm și cum joacă ei. Da. Și este normal să aduci trei jucători în zona centrală, cum joacă foarte multe echipe în lume. Bayern, Liverpool, Madrid și așa mai departe. Mi se pare că mai eficient în sistemul ăsta al adversarului cu trei, dacă vii și tu cu trei și pui presiune pe toți trei. Pe de altă parte, dacă joci cu Man și cu Maxim, ai mult mai puțină viteză în acțiuni decât ai avea cu Man și Mihailă. Mult mai puțină viteză. Nu știu dacă o să-i prindem noi prea mult pe contraatac. Ai impresia că o să lase? Faptul că ei joacă cu trei deja mi-arată mie că pă, linia lor de fund este mai jos. Problema teoretic. Este... Nu știu dacă o să-i prindem noi să avem spațiile alea de 40 de metri în spatele fundașilor lor. Adică mi-e greu să cred. Pe de altă parte, de exemplu, dacă e să punem în balanță mai degrabă, forma de moment Mihailă versus Maxim, eu cred că Mihailă... Mai degrabă îi văd pe ei în momentul când pierd mingea să vină, să stea într-un 30 de metri cu fundașii pe 16-20 de metri, cu ăia doi care vin și fac 5 și atunci dacă noi suntem la margine, avem un singur vârf de atac, avem o mare problemă, da? Pentru că foarte probabil să nu facă mare lucru cu trei fundași acolo. Dar dacă venim și punem presiune pe fundașii centrali, venim cu Bancu și cu Mogoș și obligăm fundașii laterali ai lor să-i oprească pe Bancu și pe Mogoș, cred că avem mai multe șanse. Da. Va fi interesantă alegerea. Okay. Evident că noi nu avem toate datele aici. Nu, și Dane, se joacă din 3-3 zile, deja își pregătesc meciul următor. Noi vorbim doar de un meci, fără să cunoaștem adversarul, e total diferit. Dar rolul analizelor la TV? Da, asta da, e da, să pe nimic de fapt. Nu, păi de ce și, pe și n-ar trebui să influențăm pe nimic corect, noi adică nu răspundem. Ne analizând adversarul, n-ai cum să fie ceva corect. Noi ne dăm cu părerea. Și, păi, da. Allegri a fost invitat acum două zile la pretutindeni. Și mai și a dat cu părerea despre nu, deci părerea poți să-ți dai, dar e total diferită față de o părere, da, dacă îmi dai să studiez trei meciuri de exemplu ale lor, trebuie legat și meciul următor. N-ai cum să nu legi meciul următor. Nu, dar ai trei meciuri, atenție. Ai trei meciuri, dar repet, acest meci, după asta părerea este mea, important. Este mai important. Foarte important. Până la meciul cu Armenia, știi de ce? Cu Armenia mai Cristi, avem, la noi dacă pierdem meciul cu Germania,
nu e nimic e grav. E normal. Dar aici este o contra... Dar dacă pierzi meciul cu Macedonia, te lupți cu Macedonia. Foarte mare. De la început. Păi când dacă îl câștigi, Macedonia stai foarte bine. Da. Dacă faci 6 puncte în 2 meciuri, e perfect. Da. Cu Armenia și cu Macedonia. Că da. N-ai nicio speranță de la Germania, teoretic. Lucru, 3 meciuri, vă rog, domnule. În 3 meciuri, 6 puncte. Îmi permis să-l spun, plecând de la axioma, una din axiomele fotbalistice, că spunem ce mijlocaș ai ca să spun ce șanse de a câștiga ai. În momentul în care pui în balanță, eu cred că mijlocul acesta cu Marin, cu Stanciu și cu Cicăldău, poate chiar cu Maxim adus și acolo. Și Răzvan Marin închizător. Răzvan Marin, da, închizător. Este mai mobil și poate să deservească mult mai bine trioul pe care îl alege în atac. Și este mai mobil decât ce poate să afișeze ca joc. Pentru că aici este problema să te miști cu motocicletele printre tancurile adverse, eventual de la mijloc și de la apărare. Am înțeles. Bun, aș face această discuție și pentru Naționala de Tineret. E important și acest turneu pe care îl avem. Evident că Naționala Mare are tot timpul întâietate. Cum? Noi sperăm și Under 21 avem, cum să spun, așteptăm rezultate, pentru că considerăm că avem o echipă bună. Da. Bun, vedem și la tineret lotul. Aici aș vrea să mergem mai repede, că avem și celelalte meciuri ale etapei să le comentăm. Aici portarii sunt Vlad titular. Vlad titular, clar. Chiar dacă și ceilalți sunt portari care apără, dar... Diferență de Vlad este doar a Ioanilor. Da. Diferență mare între Bun, Vlad și... Vlad, clar, el va fi titular. El a fost și în preliminarii. Mai departe. Apoi, în apărare. Avem așa, Vlădoiu, Haruț, teoretic pentru fundaș, deși Haruț poate juca și stoper. Și fundaș central. Și fundaș central, da. Pașcanu, Kindriș, Denis Ciubotariu, Drăgușin, pentru postul de fundaș central. Drăgușin, atenție, născut 2002, este două generații sub această vârstă, foarte important de spus. Oprus și Boboc, fundaș stânga. Ce crezi, Pandi? Haruț, Pașcanu, Kindriș, Boboc. De ce nu Drăgușin? Nu știu pe Drăgușin. Adică nu joacă. Joacă, e în lot, da, indiferent de ce zicem noi, puțin. Cel care știe cel mai bine va fi Mutu. Asta și am încredere în alegerile lui. Cred că iei jucători care joacă meci de meci. Pașcanu joacă meci de meci. Pașcanu joacă meci de meci. Kindri joacă meci de meci. Teoretic atunci ți-ar conveni ție ca antrenor. Da, vezi că Haruț nu joacă. Haruț nu joacă, da. Da, și Haruț, dacă a jucat în multe momente, chiar la Botoșani, a jucat fundaș central. Da, nici Vlădoiu nu prea a jucat. Nici Vlădoiu nu mai joacă, de asta e spun mai de între... bandă. Ai de ales între Haruț și Vlădoiu. Vlădoiu e mai de bandă decât Haruț. Da, dar depinde cu cine joci, depinde ce vrei să închizi acolo. Dacă e periculos adversarul, probabil că îți convine un Haruț acolo care să fie mai mult fundaș decât Vlădoiu. Nu știu, dar în primul rând cred că trebuie să te uiți la jucătorii care au jucat meci de meci, că ăsta este cel mai important, mai ales pentru primul meci, după care mai poți tu să faci ceva schimbări, da? Și atunci mă gândesc, Haruț, Pașcanu, Kindriș și Boboc. Boboc a avut o problemă, mi se pare, nu cred că a jucat în ultimul meci, dacă mi-aduc eu aminte. Da, înghinat la ceva, l-au ținut, tocmai din cauza asta, ca să se refacă să fie pentru... Oprus joacă titular la... E de discutat acolo. Crezi că e o variantă? Boboc nu-mi place și n-am înțeles niciodată de ce Boboc fundaș stâng de picior drept. Și de ce Dusoc? Că asta tot timpul am întrebat și am rămas cu întrebarea asta. N-am primit niciodată niciun răspuns. De ce joacă Dusoc fundaș dreapta și joacă Boboc fundaș stânga? De ce joacă Boboc fundaș dreapta dacă noi n-avem nici la sub 21 și nici la echipa națională fundaș pentru dreapta? Pentru ce? Acum 30 de ani eram campion la handbal și acolo așa se arunca cu mingea, înțelegi? Adică pune-l pe Dusoc acolo, că și dreapta și stânga. Ca România să joace cu 3, având în vedere și ce adversar avem și că Olanda nu se bage abate, pe Drăgușin? Că nu se abate niciodată la 4-3-3 ăla. Nu, să joci sau cu 3. Să bage pe Haruț. Da, dar să joci cu 3. Păi aia care sunt, că trebuie să vedem și cine sunt. Care sunt? Drăgușin poate să joace în 3, că asta e important. Drăgușin a jucat vreodată în 3. Asta e important. Păi nu joacă la Juventus niciodată în 3. Păi de asta inventăm acum 3-ul, că niciunul dintre ei nu joacă în 3, noi jucăm în 3. Jucăm în 3, atâta timp cât jucătorii sunt obișnuiți în 3, da? Nedelcearu e obișnuit în 3, Burcă poate să joace în 3, Chiricheș poate să joace în 3, în 3, probabil că nu e o problemă aici. Dar aici dacă ei nu joacă niciun jucător, să spunem, dar nu joacă într-un sistem de 3, de ce să inventăm noi 3-ul? Joacă adversarul cu 2 atacanți, probabil, și ne e frică să rămânem 2-2.
S-ar putea, dar e foarte riscant atâta timp, că 3-ul ăla nu e chiar așa ușor, nu-i pui 3 și ai terminat, că i-am pus 3. Trebuie să știi 3-ul ăla. Nu că îmi venea minte acum o declarație a lui Allegri, când era la Juventus, schimbase sistemul. Te-ai pus pe Allegri, văd că în ultimul timp, încep să-l studiez pe Allegri. Păi îmi place. Păi. Chiar nu înțeleg de ce nu antrenează. Și Allegri a fost întrebat la finalul sezonului de ce a ales să schimbe sistemul în acel moment, că o făcuse undeva prin etapa 28-29, când Juventus avea avan. Și mi-a plăcut ce a zis, adică a spus o chestiune, dacă făceam mai devreme schimbarea de sistem, jucătorii erau neîncrezători, nu aveam avans de puncte în clasament și puteam produce dereglări. Așa venind, când noi deja dominam campionatul, jucătorii aveau încredere și în mine și aveau încredere și în ei, că nu mai controlam situația. Și mi-a fost mai ușor să vin să schimb atunci, în momentul ăla. Mi s-a putut o explicație. Aici este explicația logică. Corectă. Atâta timp cât niciunul dintre ei nu joacă în 3, nu cred că te duci la un turneu final să joci în 3. Am înțeles. Deși adversarul, atenție, Olanda vine deși cu o echipă... Deși adversarul, parcă am văzut 4-4-2, 4-3-3, ce cred joacă. Cred că 4-3-3 Olanda. Da, așa, teoretic am văzut că parcă și 4-4-2. Bun, mai departe, zona de mijlocaș la Naționala de Tineret. Acolo Moruțan, nu știu ce joacă, ori la mijloc, ori în atac, de aia să vedem. La FCSB joacă Inter. Da, joacă acolo, da, să vedem aici. Deci eu aș fi pentru Drăgușin fundaș stânga, tot numai fundaș stânga? Da, pe nu joacă fundaș stânga, Drăgușin. Nu, e fundaș central. Da. Sau fundaș central, da, atunci eventual trebuie să alegi, eu știu, Boboc nu-mi inspiră încredere, fac o paranteză după părerea nu, mea. Și nu joacă de ceva timp, nu, da. Nu prea, nici dar nu poate stânga acolo, nu-mi place în stânga. Dom'le, nu, apărătorii centrali, e clar. Am crezut că poate fi și o variantă în partea stângă, unde eu nu prea am încredere în ce este, da? Mă rog, să vedem. Ce jucăm aici, cu doi închizători? Atunci Marius Marin e unul dintre ei, să jucăm pare, cu Olanda, da. Și să jucăm cu Marco Dulca acolo, care Marco Dulca a crescut în ultimul timp și n-arată rău la Chindia. Eu aș spune mai mult decât atât. Pe mine, într-un fel, m-a surprins faptul că Viitorul a dat 3 jucători împrumut la Chindia. E vorba de Căpușe, de Iacob și de Dulca, da, care cred eu că sunt mai buni decât ce aruncă în luptă Redding și cu Viitorul pe posturile respective. Pe Iacob l-a avut echipă. Mister Viitorul de 5 ani de zile și n-a progresat absolut deloc. Acum a jucat meci de meci, a jucat altceva. Domne, dar la Dulca s-a văzut. Domne, contează la Târgoviște. Are randament foarte bun. Și el și Dulca și Căpușe. Peste ce e, să spun, la Viitorul. Eu cred totuși că un 4-3-3 jucăm. Nu cred că jucăm cu... Și dacă, să spunem, jucăm 4-3-3... Cred că atunci Marius Marin... Închizătorul. Închizătorul. Moruțan Olaru. Da. Așa ofensiv cu Olanda? Păi, așa ofensiv să băgăm ce? Adică avem jucători în formă, avem cei mai buni jucători în momentul ăsta, cel puțin după ultimul meci, Moruțan Olaru. Și atunci noi ce să facem? Să fugă-i după noi. Păi, nu știu, să fugă-i după noi. Și în dreapta, Octavian Popescu? Păi, asta e o discuție pe care trebuie să o facem. Deși mie nu-mi place poziția lui acolo în partea dreaptă. Nu mi se pare că este eficient deloc în partea dreaptă. În afară de faptul că scoate penaltiul ăla, mie nu mi s-a părut că a făcut absolut nimic cu CFR-ul. Nu, el s-a lansat mai bine jucând în locul lui Coman în partea asta. Vedeți că noi o mare problemă avem la vârf de atac. Noi nu avem niciun vârf de atac. E Petre, da. Nu, e Petre nu. Pentru că nu era Petre. Petre vine pentru că nu poate Costache. Care nici deci Costache Petre nici nu era și care nici Costache nu e un mare vârf, da? Și Petre nu joacă. Nu, deci Petre nu că nu joacă. Petre nu are ce să caute niciunde. Deci atunci cu cine jucăm atacant? Păi cu nimeni. Păi trebuie să jucăm 11 la 11, mă gândesc totuși. Adică cum facem echipa? Păi nu o să băgăm 10, îți dai seama. Ganea? George Gane. Da. Da. Și Ganea joacă stânga-dreapta, nu prea joacă... Echipa mi se pare mult sub cea de acum 2 ani. Da, mult. Înțeles. Totul mi se pare diferit față de acum 2 ani. Da. Plecarea, momentul ăsta, tot echipa până la mult urmă. Atunci mi s-a părut că am plecat exact cum trebuie, am făcut totul cum trebuie. Atenție, că dacă acest turneu final, atipic, pentru că faza grupelor se joacă acum, dacă nu s-ar fi suprapus peste meciurile echipei mari, ar fi fost altceva. Era altceva. Echipa în față ar fi putut arăta așa. Man, Mihăilă. Man, Mihăilă. Ianis, Mihăilă, Coman, care și e eligibil. Nu, deci total diferit. Total diferite. Formidabil. Da. Formidabil. De-aia spun că în momentul ăsta e diferență mare între tot ce se întâmplă și între echipă, între lot, între tot față de acum 2 ani. Da. Și atenție că Olanda, repet, am analizat lotul chiar în detaliu. Este, doar atât spun, valoarea lotului 130 de milioane sau cât? Cred că mai mult, peste 150 de milioane. Sunt jucători
de exemplu, este Bodman, fundaș central care joacă la Lille, e evaluat la 25 de milioane de euro. Da, Șur sau cât are? 20 de milioane, 17-20. Becker de la PSG, la fel, fundașul stânga. De la Ajax, fundașul central. Schurz, fundașul central, Schurz, da. 20 de milioane sau cât, aia prin față. Boadu, atacant. Da. Nu mai spun că Justin Kluivert niciodată mai prinde echipa, că nu prea joacă pe la Leipzig. Leipzig, în fine. E diferență de piață. Da. Și au și ei jucători care au făcut trecerea la Naționala. Nu știu Germania dacă mai arată atât de bine ca acum 2 ani. Germania nu poate arăta rău. Da, dar nu atât de bine. Atunci erau niște jucători care jucau titulari în prima ligă, marcau goluri. Lucas Waldschmidt marca goluri în Bundesliga atunci. Cota lor de piață nu e mare, să știi. Poate și datorii. Da, nu, e total diferit. Amiri, Rindner, ne întoarcem la campionat. Meciul cu Olanda la Tineret va fi miercuri seară. Meciul cu Macedonia de acasă la Naționala Mare va fi joi seară pe Arena Națională. Meciurile, evident, cu porțile închise, fără spectatori. Craiova-UTA a fost primul meci al etapei. Câștigă Craiova 2-0. Sunt lucruri de discutat. Prima dată scurt despre meci, domnul Dinu. Deci, practic, e al doilea rezultat cu 2-0 pe care îl reușește Craiova. Echipă care domină, superioară, e adevărat, pe o ploaie torențială care a influențat într-o oarecare măsură echipa care a fost mai mult în atac, în precizie, mă refer la Craiova. Interesant ca joc este că pressing-ul, presionarea și marcajul care de multe ori a creat probleme adversarilor făcut de UTA, de data aceasta a avut intermitențe și n-au mai pus aceleași probleme. E adevărat că în prima repriză au avut o situație foarte bună la început Craiova cu un cap în portar Pap, după care același Pap a fost aproape de un autogol. După care în repriza a doua, este interesant, diferența s-a făcut foarte rapid. Mă refer la faptul că în minutul 69 deja este o acțiune lui Bayram și trage la poartă mingea, revine și Nistor marchează, iar imediat, poate cu puțină șansă, este în minutul 71 un cap al lui la un corner pe care îl are din nou Erico și care se putea transforma într-un 1-1. Ca spre final, dominând, bineînțeles, să obțină un penalti, un hands la Erico pe care îl transformă noul intrat Tudorie, pentru că Colicenca accidentat. Mă uit pe rezultatele Craiova din momentul în care Uzunidis are un singur gol primit, nu? Da. Și sunt așa. 1-0 la Botoșani în cupă, 0-0 cu Clinceni, 0-1 cu Chindia, deci singurul meci în care primește gol, 1-0 cu Botoșani, 2-0 cu Gazmetan, 2-0 cu UTA. Nu cred că poate fi întâmplător, totuși. Nu poate fi întâmplător. Încă sunt momente în care o repriză nu joacă mare lucru, după care o repriză joacă ceva. Pare echipa mult mai echilibrată, mult mai bine așezată și se folosește mult mai mult de Bancu, de exemplu. Eu tot timpul le spuneam, atâta timp cât ai Martic, Bancu, fundaș lateral, iar tu joci cu Bărbuț și cu cineva în partea stângă, Genofosu, blochezi urcarea celor doi fundași central și nu te fundași lateral și nu te folosești deloc de ei. În momentul ăsta în 4-2-3-1 intră și Bayram și Câmpanu în 16 metri și atunci Bancu are, mi-aduc aminte la Iași, nu? A făcut unul dintre cele mai bune jocuri ale lui, cu o grămadă de pase, cu o grămadă de asta. Poate să urce, să vină singur din linia de fund și să facă superioritate. E altfel de joc. Nu știu dacă e cel mai potrivit joc pentru Craiova, pentru că probabil că vor și spectacol, de-aia s-au și dus în 4-3-3 ăla de la început, adică să joace fotbal, să facă și spectacol. Pare echipa așezată, nu mai mi se pare că FCSB o poate prinde cum a prins-o acum în momentul ăsta, dar în sistemul ăsta, da, urmează meci de... Dar mi se pare că e mai preocupată de poziție mai corectă în teren și de neplecat din ăsta așa, din zone, dintr-o zonă în alta în care de fapt n-ai ce să cauți. Ți se pare că în momentul ăsta Craiova, apropo de organizarea asta și preocuparea pentru defensivă, aduce, seamănă, putem să facem o comparație cu CFR-ul, modul în care era organizată CFR-ul de Dan Petrescu? Mi se pare, da, mai atentă la faza de apărare. Totuși, acolo în față, mi-e greu să cred că poți să câștigi un campionat cu
Câmpanu, Bayram, Cicăldău e din alt film, clar, și nici nu știu cine vrei acolo, Ivan sau... Ivan e într-o formă bună. Ivan este într-o formă bună, forma bună o transformăm de fapt în golurile pe care le-a dat vreo 5, da? Pentru că jocul nu e nici pe departe un mare joc, dar în momentul când l-au luat din partea dreaptă și l-au pus vârf de atac, a rămas acolo în față și în puținele ocazii pe care le are, dă goluri. Nu e frumos mare joc, nu face nimica, nu face frumos mare spațiu pentru nimeni, nu face nimica. Dacă este un jucător care face ceva și creează panică la fiecare minge, adică cu plecatul ăsta din număr 10 în al doilea vârf, cu presiune pe fundașul central, ăla e Cicăldău, care apare poate mai mult la finalizare ca altă dată. Nu avem fază de arbitraj, un meci liniștit, adică avem fază ta e clară, nu? Penaltiu acordat, nu mai insistăm și ajungem la Dinamo, domnul Dinu. Ce să facem? Etapă de etapă necăjește echipa asta, adică arată din ce în ce mai rău. Nu știu dacă, nici n-ai din ce să faci o echipă la ora actuală. Interesant este că Mulțescu, care a revenit la echipă, părerea mea că a încercat ceva care pe undeva a fost superior posibilităților jucătorilor de care dispune. Mi s-a părut mai realistă așezarea lui, la ce rămân la expresia, la ce încercări de jucători are la dispoziție. Pentru că, luați măcar faza golului, nu se poate atâta asemenea libertate jucând cu trei jucători apărători centrali și Ehman și în special Grigore, ca să nu mai spun de Pulici, care până acum, din păcate, s-a remarcat destul de mult, între ghilimele, prin niște penaltiuri făcute și printr-o mobilitate din ce în ce mai redusă. Deci, n-are din ce să facă deocamdată echipă, iar dacă să ne gândim la ce i s-a adus trei jucători, hai să spun Nepomuceno, Morsei, care nu poate să aducă nimic în plus, iar jucătorii tineri pe care el încearcă să-i folosească, de exemplu, Blejdea a avut, într-adevăr, la 0-0 situația aceea în care putea, dacă nu întârzia, să putea să marcheze, a respins cu picior în corner. După care situațiile au fost foarte puține. El a încercat o formulă și cu jucători mai noi, într-un fel de 3-4-1-2, dacă vreți, însă în acest 4-1-2, posibilitățile lui de a schimba niște jucători sunt niște jucători tineri, niște jucători care nu pot să facă lucruri deosebite, mă refer la Bani, la Stere, la Crețu, deci nu are de ce să facă mai mult deocamdată. Deci este un miracol dacă va reuși să scape de locurile periculoase. Mă refer și la faptul că are două meciuri grele care îl așteaptă, iar din punct de vedere al jucătorilor străini, aș remarca faptul că în partea stângă a defensivei lui Dinamo, pur și simplu, Platini, care e un jucător bun, dar nu este în cea mai bună formă a lui, s-a distrat pur și simplu cu banda stângă, adică cu Radu și cu Grigore. A făcut ce a vrut, s-a întors, s-a driblat și așa mai departe. Iar, din păcate, încercarea aceasta de a-l aduce pe Fabrini în spatele celor două vârfuri, nu cred că a dat roade datorită obișnuinței pe care o are Fabrini de a-l trage pe undeva în partea stângă. El având diferențe mari în randament de la joc la joc, adică are partide rare, puține, din când în când în care driblingul pe care îl face, controlul asupra balonului, este eficient pentru că este agresiv, este spre poarta adversă. În rest, de cele mai multe ori este un dribling și fente de complezență care nu depășesc adversarul pe care îl are în față. Și atunci, dacă adunăm și faza respectivă, că el mai mult joacă în partea stângă, formula aceasta, sunt convins că Gigi caută soluție, este un antrenor cu experiență, dar disponibilitățile de jucători sunt mai mult decât deprimante la ora actuală. Scurtă pauză, o să ne întoarcem și evident continuăm discuția pe Dinamo, pe Poliaș Dinamo 1-0.
Da, am revenit la minutul 91, Poli Iași-Dinamo, și n-aș trece la fazele de arbitraj. Înainte să mă întreb o chestiune, pentru că am văzut o reacție cu care nu sunt de acord și nu voi fi niciodată de acord din partea, și din partea lui Achim, dar nu că nu sunt de acord cu el. Că ce spune el mi se pare un lucru foarte grav. Ai grijă foarte grav. Provoci, că m-ai enervat luna trecută și am luat și telefonul, am vorbit și cu Ministerul de Interne. Lasă-mă, dracu, îmi pace că-ți bătrân. Achim spune așa. Că este o indisciplină, cum el nu a văzut nici la Ceahlău, când știau sigur că retrogradează și era o situație... Indisciplină tactică. Și ai văzut că a repetat de vreo 3 ori chestiunea asta în timpul interviului. Și o spune Achim, un jucător care nu prea e vocal, nu prea... Dar să vedem ce face și el. El părea să arunce către alții, la cum spunea. Păi da, asta am spus eu. El arunca către alții, a venit Ricci Grigore, a aruncat către alții, deci toată lumea a aruncat către alții. Dacă mai venea și Filip, făcea la asta, toată lumea, de fapt, ei toți erau vinovați până la urmă. Cum vi se pare de ce spune Achim și dacă e așa, dacă ați văzut la fel ca el? Iartă-mă, Dane, trebuie să spun din nou, pe mine mă sperie nivelul la care a ajuns Dinamo. Pentru că, sigur, poate că dinamica fotbalului, viteza de joc s-au mai schimbat, dar stau să mă gândesc ce mijlocaș a avut Dinamo, începând după 59-60, când a început să se bată de la egal la egal cu CCA-ul, cu Marle CCA, cu Bonei, cu Iene, la mijlocul terenului, și ce mijlocaș avea și Dinamo, cu Călinoiu, cu Vasile Alexandru, cu aia, tehnicitate sau de atacant, și la ce nivel atât de scăzut s-a ajuns. Nu mai au, sigur că eu nu-l văd pe Achim în ceea ce înseamnă o distribuție cât de cât eficientă la Dinamo, dar gândiți-vă că sunt 2 sezoane la Dinamo în care achizițiile se fac total greșit. Deci este acum în 2019, când a venit Neagoe, când s-au adus vreo 12 jucători după niște criterii puțin spus subiective, niște relații între, așa zici, reprezentanți de jucători și antrenori, în care eu cel puțin, la felul în care mai văd fotbalul, cum îl interpretez, nu știu dacă 2 sau 3 erau de Dinamo. La fel cu nebunia asta care s-a petrecut începând cu luna august, când s-au adus vreo 14-15 jucători, din care uite-te că, după părerea mea, cu salarii, cu tot, bine, jap organizat a fost, și din păcate și cu un aport fantastic a factorului politic. Pentru că îmi povesteau niște oameni lucruri incontestabile că prin 1 august un înțepător din Ardeal, care era foarte apropiat de toată operațiunea asta, fiind aproape de Contra și Contra de băieția care a dus, el știa doar pe Malero Marin care a trimis jucătorii respectiv, explica, domne, au venit niște milionari, să vedeți ce o să facă ăștia, că li s-a promis să facă șosele, parcări, stadionul, și stă mintea în loc. Și azi vorbeam cu cineva undeva în străinătate, în care îmi spunea că acest rupt în coate, în peste tot, acest excroc de Cortasero, a fost totuși la un moment dat încerca să găsească, conform unor presiuni de șarte făcute, nu exclud și posibilitatea că cei care au făcut din sistemul politic așa ceva, și chiar într-o legătură cu poza aia de la Ministerul, am vorbit săptămâna trecută de lucrul acesta, probabil să fie avut și niște intenția de a aduce, după ce s-a întâmplat cu Negoiță, de a aduce, mă rog, niște investitori, dar nu se poate să nu vezi cu cine ai de-a face. Pentru că povestea cineva astăzi la telefon că l-a găsit undeva pe acest celebru Cortasero cu un reprezentant al celebrei firme de autostrăzi și așa mai departe din Italia, Ansaldi. El căuta niște intermediari, cum este să facă afacerile în România. Preia o anumită licitație cineva care are și un suport politic, ăla nu se poate descurca, o dă mai ieftin la al doilea, la al treilea și așa mai departe. Și povestea, de exemplu, apropo de această societate italiană, care a fost aleasă după 90, după 2000, să repare celebra autostradă București-Pitești, nu vreau să dau nume, până ministra respectivă a transporturilor, și care au luat în subsidiar, au angajat muncitori și societăți românești, s-a pus în toamnă un asfalt de 2 cm, care în martie nu mai era. Erau numai gropi.
Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că este o responsabilitate teribilă la ce s-a întâmplat cu acești excroci aventurieri care au fost aduși și din partea celor care le-a dat creditul să vină, să plece de acolo, de niște de birouri în care nu s-a verificat ce-i cu ei spuneam și săptămâna trecută, să ajungă la Rin, să-i cadă bine care vrea să scapă lui celebru Negoiță, care acum vorbește, domnule, e ceva fabulos. Domnule, zice, Răduță n-a făcut cu tare. Antrenorii care... Bă, dar tu ești șeful, mă! Păi tu unde erai, mă, dacă tu zici că altfel ai gândit și i-au executat? Tu n-ai niciun fel de vină. Deci este degradant, deplorabil ceea ce se petrece și mai mult decât atât, continuă, pentru că efortul, și da, eu sper, domnule, să existe totuși și o responsabilitate. E vorba de un brand al României, e vorba de Dinamo, e vorba... Nu poți să-l lași așa. Nu contest că poate au fost niște intenții bune, dar domnule, zic, au venit ăștia și așa mai departe. Știi ce mi s-a spus astăzi? Pentru că oferta asta, și cu asta închei din punct de vedere, oferta asta și aveam, știi că am discutat lucrurile astea. Deci acești 500.000 care Negoiță i-a cerut și suporterilor în toamna lui 2019, în alte presiuni care veneau și din alte locuri, au fost dați în felul următor, de oameni care știu, au verificat. Unele lucruri, majoritatea mi s-au reconfirmat. Deci cam vreo 100.000 vin dintr-o bancă română, probabil banii celebrului Șerdan, anchetat de lumea justiției cu dosar și așa mai departe. După care, tot așa, și cu Șerdan s-au mai luat niște bani de la o bancă din Cluj, iar restul până la 500, îți dai seama în ce degradare a ajuns Dinamo, se pare că i-a dat băiatul ăla, Șerpan ăla, Șerpașul sau cum era, care a umblat pe acolo și care umbla cu căciula întinsă, dați-mi bă banii înapoi că am participat. Că există, nu, să nu credeți că românul e născut hoț. Nu e adevărat. Importul a venit până Fanario și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri înfiorătoare care se petrec. Și rămân la soluția, domnule, din păcate, această suflare extraordinară care încearcă să se descurce 15.000 de suporteri cotizați, domnule, trebuie să aibă o structură de conducere, domnule. Nu există, dacă vreți, hai să spun câinii roșii, domnule, o haită. Bă, da, trebuie să știi cine-i ăla alfa, câinele alfa, lupul alfa care conduce. Nu se știe și, din păcate, toate intențiile astea care sunt uluitoare, au unei proporții de 99, și cu asta vreau să închei că mă doare și am prea multe care le țin în mine și n-am ce face deocamdată, fac un apel și acum la organele abilitate să intervină, pentru că domnul Negoiță apare acolo cu 78 care a dat cu aforul lui Cortasero, dar că nu se pot înstrăina acțiunile fără el. Păi duceți-vă, bă, băieți, fără el să dea acțiunile la PCH sau la programul DDB. Nu se poate ca, neexistând o formulă încă stabilă de conducere, să existe unul sau doi degradați și dereglați din punct de vedere comportamental, fizic, care să strice muzica de conducere sau să ia niște decizii halucinante în ceea ce privește existența lui Dinamo. Și atunci, dați-mi voie să cred ce am mai spus și ceea ce sunt convins că gândiți și voi, salvarea de la retrogradare este aproape un miracol pentru Dinamo în condițiile actuale. Fasă. Mai am speranțe, totuși, am auzit niște lucruri, sper că actualul Minister de Interne să refacă ceva, pentru că au fost atâtea povești din astea care au distrus Dinamo cu stadionul, dărâmăm aia, facem aia, vă dau astea. Nu se poate să ajungem în halul ăsta, să fim conduși de Facebook și de niște aventurieri de ultima speță, care, eu spun, vorbesc în deșertul, știi foarte bine, și cu asta închei, din aprilie, când a apăruse Toni Curea, un alt Toni Curea, nu mai vreau să spun de băiatul ăsta de la Tanacu. Vorbeam cu bietul Mircea Lucescu astăzi, care m-am stat vreo două ore cu el la masă, la prânz. Cearcă și el să facă ceva. Domne, dar zice, stai puțin, cu cine discut, domne? Că trebuie să existe niște imagini, domne, cine discut, cine reprezintă Dinamo. E dramatic, e dureros. Repede fazele de arbitraj în acest meci. Trei momente. Primul, un cartonaș galben pentru Radu de la Dinamo, dacă... Trebuia roșu. Viorel Suieran, central. Da, eu mi-am notat... cartonaș roșu. Eu mi-am notat roșu aici, să știți. Mi-am notat roșu...
Dacă este hand, să ne înțelegem. Pentru că eu sunt pățit aici. Mâna e întinsă, dar nu știu dacă o atinge cu umărul sau cu brațul. Nu, e braț, clar. Dacă e braț, atunci e carton roșu. Bun, mai departe. Posibil penalti pentru Paul Iași. Și prima repriză, atenție. Da, minutul 36 deci faza pe care am văzut-o. Trebuie să rămâi 10 oameni, una. Păi, asta e faza din care iese lovitura liberă, din care ar fi trebuit să ninja dea. Deci rămâi 10 oameni. După care jucătorul, clar, ajungea la jucătorul care scăpa cu poarta. După care aici... Aici o să rog pe Vali, în primul rând avem o avem fazele lucrate, mă interesează, avem o poziționare greșită a arbitrului. Deci de aici pornim. Pauză. Asta mi se pare incredibil. Cine controlează zidul? Pentru că este clar... Pe unde e arbitru? Că nu-l vedem. Păi, arbitru este mult în stânga. Cine controlează zidul? Spune-ne unde trebuie să stea arbitru. Trebuie să vină ușor mai în stânga. Zidul controlează băiatul ăla de jos. Împreună cu arbitrul, pentru că este zona arbitrului de rezervă. Mai în stânga. Deci, arbitrul trebuie să vină mai înspre mine. Dai seama unde e Dinamo dacă Achim vorbește de disciplină. Deci să vină mai înspre dreapta. Mai în dreapta lui. Da. Mai înspre minge. Adică, bun, nu înspre minge, ușor în spate, ca să nu deranjeze executanții, să vadă și zidul. Și el, împreună cu arbitrul de rezervă care se deplasează din mijlocul terenului și comunică arbitrul prin cască, vine și arbitrul, depășește suprafața tehnică să controleze partea aceasta a zidului, unghiul pe care îl avem că noi. Faza este foarte clară așa cum a fost de văzut. Adică nu trebuie să fie un spui tu ca să vadă să vină asta. Mai în stânga. Okay, primul rând avem poziția, uite că poate să scape. După care este indiscutabil lovitură de pedeapsă, o jucare și-a mărit suprafața corpului apărătorul și obligatoriu avertisment pentru că mingea se îndrepta spre poartă. Bine, am văzut o eroare de genul ăsta. Galben. Nu, că atunci galben, dar penalti. La Hațegan, la Botoșan, deci, cu FCSB, când repriză, a văzut numai că n-a fost în care. În 10 și trebuia să primească ea și un penalti. Da. Iată, adică mi se și pare că... Și Mulțescu vine și spune că în prima repriză a pierdut meciul, că a avut 4 ocazii. Mari. Cele mai mari ocazii, 4 sau 5 în prima repriză. Și mai e o fază din 68 cu un galben la Achim. Mai plouă, mai la Achim este o fază de discutat. Motivele pentru care... ar putea să ne inducă în eroare și ne gândim că e roșu, este pentru că el n-a avut nicio intenție să joace mingea, da? Nu a avut șanse să joace mingea, dar nu este suficient ca să dai roșu. De ce? Pentru că lipsește intensitatea, forța, acel full contact cu crampoanele. Atât, aici... doar crampoanele. Ha? Doar crampoanele lipsesc. Crampoanele, intensitate, răutate, era roșu. Nu. Nu? Păi n-ai nicio treabă cu nicio minge. Okay, da, asta este... Asta nu este... înseamnă sigur că e roșu, dacă n-ai nicio treabă da, cu mingea. Nu, aici nu ai nicio treabă, ești doar preocupat să-i dai peste picioare. Da, dar contează și analiza. Ce faci. Nu, ai viteză, n-ai talpă. Pe, și n-ai nici răutate da, și intensitate. Nu, dar asta... ai răutate, nu n-ai nicio La cât a vorbit de disciplină? Da, păi asta spun, uite ăsta e un act de mare disciplină. Asta e cea mai mare. Cel mai mare act de indisciplină. Iartă-mă, Cristi, poți puteți să spuneți... Roșu aici, nu, nu, aici ai de roșu. Da? Că e lovitură de la spate nepermisă. Da? Mi-mi pare prea mult roșu. Eu v-am zis care sunt argumentele și motivele. Bun, apoi, lupta pentru accesul în play-off o facem cu Vala la comun, nu neapărat pe meciuri, pentru că avem și niște faze pe care chiar nu vreau să te chiar ce s-a întâmplat la Sepsi cu gaz metan merită o discuție. FC Argeș-Clinceni era un meci foarte important pentru accesul în play-off, conduce Argeșul, dacă ar fi câștigat, cred că era favorită să termine în primele 6, are șanse în continuare, se termină în schimb 1-1. Remiza e corectă la ce s-a jucat? Nu știu dacă e corectă, dar cred că trebuie să discutăm despre ce face Malele acolo, pentru că este o fază importantă, și să discutăm dacă de fapt Malele merită cartonaș galben, ceea ce înseamnă o etapă de suspendare pentru că avea un galben, sau merită acolo roșu direct, ceea ce înseamnă două etape de suspendare și FC Argeș să joace fără Malele în ultimele două meciuri. În practic ultimele două meciuri cele mai importante. Să vedem ce zice Cristi de faza asta. Deci el avea un cartonaș galben aici. Este cartonaș galben și vă explic și de ce. Pentru că jucătorul
Da. Jucătorul s-a uitat după minge și atunci se recomandă să se dea cartonaș galben. Da, este foarte urâtă intrarea, pentru că la un moment dat intră cu capul direct în pomete. Faptul că el nu duce capul, nu? Și se uită după și minge, pleacă cu tot corpul așa, mă face și el, să chiar dacă a lovit, da, dar el se lovește, e problema lui că se lovește. Dar v-am explicat de ce este galben. Când un jucător se uită după minge și nu caută să lovească adversarul și să-l vizualizeze și clar. Mai jos decât, da, adversarul și care era ideea. Dacă este galben, 100% este galben. Este 100% este galben. O etapă de suspendare, nu joacă în următorul meci. Este 100% meci. Galben. Da, dacă era cartonaș roșu, erau două etape, lipsea, da, două etape, adică era foarte galben. Important. Nu s-a întâmplat nimic ca și el joacă în următoarea etapă. Aici, nu, aici scurt vreau să fac o simplă precizare, deci din nou este o partidă în care greu am stabilit un raport de, hai să spun, de două ocazii ale Clinceanului față de una singură a Argeșului. Și mai sunt, ca de obicei, în fiecare etapă, cel puțin cam jumătate din partide în care numărul ocaziilor, constatăm că nu se trage pe poartă decât un șut, dacă se apucă și ăla, și numărul ocaziilor este, eu știu, infim, două ocazii, trei. Și mă gândeam și cu asta închei că, pe timpuri când a început fotbalul să vorbește în cronicile britanice, se juca între sate, sigur cu, se zice, exagerând probabil, cu capete de om, între două sate care ajungea prima să împingă, așa zisul, trofeu în satul respectiv. Sunt multe meciuri la noi și cu asta închei care îți dau impresia că ar fi mai bine în aceste jocuri să se scoată și porților, să joacă doar pe teren fără porți, că n-ajung la poartă. N-au nevoie de... Fazele de arbitraj, aici ce am văzut acest moment cu Malele, haideți să le mai vedem și pe celelalte repede, da. Minutul 8, posibil offside eronat, dacă a fost sau nu offside pe un atac al Clinceniului. Mi-am notat aici, am văzut faza, pare offside pentru că atacantul este aplecat, i-aș da credit, arbitrul asistent, mai ales că nu cine avem... Mai ales că nu avem. Da. Acesta este momentul. Eu știu. Nu. Mie cred. Mai mult nu mi se pare, nu? Și mie nu? La fel, dar atunci chiar e dar nu știu să ce să zic. Da. Da. Nu camera nu e pe linie. Nu mă bag în discuție, da. Din ce văd doar așa, mi se pare că... Mai departe, 33 minutul, Clincen solicită penalti. De fapt, sunt două faze, una după alta, în care Clincen nu cere penalti. Nu este nimic, cred. Nu este penalti. Deși ceva este acolo, Marici, cred că îi dea peste picior. Da, deci jucătorul atacant joacă mingea, asta e momentul când atacantul joacă mingea, după ce a jucat mingea, apare în acest moment contactul la nivelul gambelor, da? Dar este un contact care nu necesită măsură disciplinară și implicit sancțiune tehnică, motiv pentru care deci se lasă jocul să continue. Iar căzătura lui nu are nicio treabă cu ce este exagerată. Peste 10 minute, altă fază în care Clinceniu a solicitat iarăși penalti. Nu există intenție aici, pentru că își retrage mâna stângă, dar uitați-vă la gesturile jucătorilor și ceea ce e greu de acceptat. Adică jucătorul trebuie să cunoască regulamentul sau să aibă credere în arbitru. Ei trebuie să facă. Da, nu, nu. Atunci când te ocupi de arbitraj, bun, probabil că au avut efect, cerințele lor au fost efect, pentru că minutul 82. Minutul 82. Avem o fază... Nu știu dacă neapărat discutabilă, dau credit arbitrului pentru că apărătorul atacă. Bine, căderea este teatrală, n-are legătură gambele, picioarele, ghetele, tibia, apărătoarea de la tibie n-are legătură. Apărătorul, am făcut un stop cadru și veți vedea cum are o poziție câștigată în fața, nu, atacantul, o poziție câștigată în fața apărătorului și apărătorul cu brațul stâng și cu corpul îl împinge în spate. Deci e penalti? Motiv pentru care este corectă decizia de a da penalti. Asta este momentul în care îl împinge și face extensie brațului stâng. Pentru ce trebuie să facă treaba asta? Nu vreau să trecem, spuneam, peste o fază de la Sepsi. Penaltiul acordat de arbitru Cătălin Popa. Am avut un penalti corect acordat pentru Sepsi. Da, este un penalti pentru Sepsi. Roșu corect acordat, după părerea mea. Dar vreau să vedem acest moment. Pentru că noi am mai avut aici discuții. Ce? Sunt faze în zona gri. Da. E, nu e penalti, discutăm, vedem. Greșeala, analiza greșită a fazei pornește, uitați-vă la arbitrul unde este. Da? Și static. Nu doar static, apare, nu le apare la un moment dat. Okay. Și am lucrat faza, o să rog pe Vali să ne prezinte faza, nu asta. Deci clar nu este penalti. Nu, este o intervenție curată 100%. 100% curată. Uitați-vă, vedeți pe arbitru în dreapta, da? Da. Vă uitați la arbitru. Faza merge,
și vă arăt zona unde era ideal. Asta este zona unde arbitrii trebuie să ajungă, să vină în lateral stânga, să fie perpendicular pe cei doi jucători. Dacă este la 30 de metri. Deci este zona unde arbitrii trebuie să ajungă ca să controleze și să fie totdeauna, camera este perpendiculară pe acești doi jucători. Asta înseamnă să fii, ai trage o linie între apărător și atacant, trebuie să fii perfect. Și dacă nu vezi, inventezi. Da. Da, inventat. Nu asta trebuie. Mi se pare grav. Este mai ușor să spui, domne, din poziția greșită în care eram sau neinspirată, nu am văzut. Păi da. Decât să dai ceva cipone. Evident, da. Adică el a inventat aici. Da. Acum meciul la punctele nu au contat pentru că Sepsi joacă în play-off, dar nu este corect. Cum dar dacă Sepsi avea nevoie de victoria asta ca să intre în play-off? Cum ne-a contat Cristi? Sepsi fie de un punct aici la înjumătățire, că lua 3, da? Și a luat 1. Deci a pierdut așa 2 puncte în meciul acesta și la înjumătățire 2, un punct. Și la înjumătățire un punct și poate pentru un punct, dar nu asta mă interesează calculul ăsta. Dar nu avem voie să greșim. Nu, dar așa voie. N-ai voie să greșești. Dar aș vrea să faza de minutul 60 e importantă și aceea, pentru că a dat roșu și trebuie să vedem și lucrurile pozitive la arbitri. Nu mai poate fi nimic pozitiv după ce pe penaltiul ăsta. Faza de imitație, am făcut stop cadru, Vali, dacă corect. Ne dă asta repede. Ăsta este asta. Așa avea galben jucătorul roșu și direct, nu, așa. Trebuie să dai roșu direct în momentul în care vii și îl calci și am făcut un stop, uitați-vă, când vii așa. Ăsta este full contact cu piciorul pe pământ roșu. Da, repet, penalti, până la urmă n-are nimic penalti, așa, Franco, dar penaltul ăla a stricat tot ce a făcut bun. Repede clasamentul, mai sunt două etape plus un meci, pentru că avem acel meci dintre Viitorul și Iași. Încă nu a fost programat, dar trebuie programat înainte de ultima etapă, dar mai este timp. FCSB, CFR, Craiova practic s-au desprins de restul echipelor. Sepsi este matematic în play-off, după care avem, cred că, una, două, trei, patru și Chindia. 5 echipe pe 2 locuri. Nu știu dacă mai sunt însă meciuri directe între aceste echipe, cred că nu. Apoi, mă rog, jos, Dinamo 27, Hermașa 23 și Iași, care ajunge la 19 puncte. Dacă acum s-ar intra în play-off, ar fi o diferență de doar 4 puncte între Polia și Dinamo, de exemplu. Vedem runda următoare, dar ea se va juca după aceste două săptămâni de pauză. Sunt câteva meciuri interesante pentru că, repet, este lupta aceasta pentru accesul în play-off. Academica Clinceni joacă acasă, teoretic, cu Mejan de mână cu Poli Iași. Gazmetan Astra. Hermașta FC Argeș, de asemenea pentru Argeș important. Botoșan Viitorul, UTA Sepsi, FCSB Craiova, evident că este derbiul acestei runde. Chindia Voluntari și CFR Cluj Dinamo. Mulțumesc mult, domnilor, pentru prezență. Succes echipelor naționale. Echipelor naționale. Până asta fotbal românesc să-și mai revină, dacă se mai poate. Da, mai comentăm în schimb despre echipa națională, pentru că o să avem 6 meciuri în aceste mai puțin de 2 săptămâni. Noapte bună!